percheziții la Academia de Poliție în legătură cu amenințarea cu moartea primită de jurnalista Emilia Șercan. Principalul suspect în acest caz este un ofițer angajat al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din Capitală. Ofițerul a fost depistat pe raza municipiului Slatina, iar autoritățile au decis să-l aducă la București pentru a fi audiat. Potrivit unor surse din poliție citate de G4 Media, ofițerul lucra la biroul de cooperare interuniversitară al Academiei de Poliție, unde fusese angajat imediat după absolvire în 2018. Pe 17 aprilie, jurnalista Emilia Șercan, cunoscută pentru anchetele privind plagiatele în rândul înalților demnitari și al conducerii unor instituții de învățământ, este cea care anunța pe Facebook că a fost amenințată, postând și mesajul primit. Luni seara la ora 21:05 am primit un mesaj de amenințare cu moartea. Mesajul vine în context în care de 3 săptămâni public în mod constant informații despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție, instituția aflată în subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau în pregătire, a scris Emilia Șercan. În acea zi, ministrul afacerilor interne Carmen Dan anunța că Poliția Capitalei face verificări în ceea ce privește amenințarea cu moartea primită de jurnalistă și că tratează cu responsabilitate ancheta.